întâi de toate ar trebui subliniată suprafața culturală, un anumit activism, chiar de factură ardelenească, lucrul acesta s-a mai spus despre ea. Am cunoscut-o când ne lăsam amândoi ademeniți de poezie, la începutul liceului, atunci când poezia îți dă senzația că reumatismul îți linge încheieturile și îți lasă o senzație insuportabil de dulce. Pe atunci eram foarte buni. Mai târziu am bântuit redacția Echinoxului și altor reviste studențești, am bântuit cenacurile clujene și bucureștene și din alte părți ale țării și eram din ce în ce mai buni. Pentru literatura românească contemporană, Marta Petreu înseamnă foarte mult, pentru că, dincolo de faptul de a fi o exponentă a unei generații sau dincolo de faptul că face parte dintr-o generație poetică deja celebră și canonizată, canonică, Marta Petreu este o voce poetică fulminantă și foarte personală. Marta Petreu s-a născut în 1955 în comuna Jucu, județul Cluj. A absolvit Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai și este doctor în filozofie al Universității din București. În prezent este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și redactor șef al revistei Apostrof. Membra a grupării Echinox și a Uniunii Scriitorilor din România, profesor, editor, eseist și poet, Marta Petreu este un nume care rezonează puternic în literatura română contemporană. La sfârșitul anilor 70, eram foarte mulți tineri talentați în România, care am început să ne cunoaștem, să ne întâlnim la diverse festivaluri, tabere de vară și așa mai departe, cenacluri. Și eram mulți care scriam și scriam altfel, cu altă sensibilitate. Eu nu-mi dădeam seama că sensibilitatea noastră, a noilor veniți, este radical diferită de a celorlalți. Eu aveam mai degrabă sentimentul continuității. Dar, oricum, noi prindeam realul în literatura pe care o făceam, în poemele mele, dacă e vorba despre mine. Și noi am făcut o extraordinară presiune prin simpla noastră existență asupra spațiului literaturii române. Literatura română era închisă, dar nu era închisă de către scriitori, de către literați. Era închisă prin faptul că era regimul comunist și literatura, revistele, editurile erau sub strictă supraveghere de partid. Și atunci scriitori care aveau o anumită influență și o anumită greutate s-au aliat cu noi, pentru că scriitorii și-au dat seama că literatura nu poate să existe prin hiatusuri, ci prin continuitate. Și aliindu-se cu noi, ne-au ajutat să spargem barierele de intrare în spațiul de publicat, adică să putem să publicăm, ne-au ajutat să publicăm în reviste, ne-au ajutat să publicăm în edituri. Eu sunt echinoxistă prin formație, deci țin de tradiția revistei Echinox și în același timp, prin anul debutului, sunt obzecistă. Da, cred că obzeciștii au avut ceva de spus și că au dat personalități importante în cultura română și dau în continuare, adică procesul e în curs, nu s-a încheiat. Slavă Domnului, nu s-a încheiat. Deși avem deja morții noștri, nu? Mă gândesc la Mariana Marin sau mă gândesc la Gheorghe Crăciun sau mă gândesc la Aurel Dumitrașcu, deși avem deja în generație morții noștri, slavă Domnului, sunt încă destui creatori în viață și de la Cărtărescu la Ion Mureșan sau de la Groșan, ca să spun în proză, care e tot obzecist, la știu eu ce, să numesc un critic. Uite, mai avem un mort, mi-am amintit un critic important, Radu Gețeposu. Așa. Deci la criticii echinoxiști, la criticii obzeciști, e o generație care dă foarte multe valori.
Marta Petreu face parte din generația obzeciștilor, o generație remarcabilă care a reușit în acele vremuri să creeze o anumită presiune asupra mecanismelor blocate prin decizii politice ale lumii literare. Debutul ei a fost în 1981 la editura Cartea Românească cu volumul de poeme Aduceți verbele. Recunoaște că a avut o șansă de care a profitat din plin. Când am fost eu la Cartea Românească, cred că mi-am predat volumul prin 78. În 79 mi se pare că au fost rezultatele și am fost foarte fericită că am fost anunțată printre câștigători, dar eram vreo 12 care am câștigat debutul. Aproape toate volumele au fost publicate de către Mircea Ciobanu, el a fost editorul lor, cu excepția volumului meu, care a fost publicat, editat, a avut ca redactor de carte pe Florin Mugur, pe care eu îl cunoșteam. Mă dusese Romoșan la el și legasem un fel de prietenie cu Florin Mugur, care era un om foarte, foarte generos. Vreau să spun că noi am fost ajutați. Fenomenul literar atunci însă era mai ușor de supravegheat decât este astăzi. Critica în anii 80 era foarte serioasă, foarte profesionistă. Erau echipe de critici foarte profesioniști la toate revistele care existau atunci în România, fie că erau în București, fie că erau în Cluj sau în Oradea sau în Târgu Mureș, Iași și așa mai departe. Astăzi, după părerea mea, traversăm și o anumită criză a criticii, în sensul că pe lângă criticii profesioniști și talentați și aplicați, există și foarte mulți comentatori mai, cum să-i numesc, mai superficiali, sau există micile aranjamente, cum există întotdeauna într-o literatură. Totdeauna ți este teamă de critică, pentru că, cum să spun, literatura, orice ai scrie, așa, literatura este un pariu pe care nu știi niciodată dacă îl câștigi. Scrii, te investești pe tine, te pui pe tine în pagină, dar asta nu înseamnă că ai câștigat. Așa că, cum să spun, emoție, o stare de spaimă că ești sau nu ești receptat pe lungimea de unde pe care crezi tu că ai scris, asta am și acum. Revista și editura Apostrof reprezintă o parte semnificativă din viața Martei Petreu, un copil de suflet luat prin adopție în anii 90. Ca mai toate revistele culturale lansate în acea perioadă, și Apostrof a fost mereu periclitat, a luptat din greu pentru supraviețuire. Revista împlinește 17 ani de existență, iar aceștia se datorează abnegației și dăruirii Martei Petreu. Fiind expresia unei zone culturale de tradiție, Apostrof nu are deloc acel aer de provincie emanat de mai toate publicațiile care deservesc o regiune mai mare sau mai mică a țării. Este un vârf de lance printre publicațiile actuale de specialitate, o pistă de lansare pentru tinerii scriitori și eseiști. Aș vorbi întâi despre revistă și abia apoi despre editură. Revista a fost înființată de către Mircea Dinescu în 1990. El era președintele Uniunii Scriitorilor și mi-a dat mie revista. Mircea Dinescu, un om minunat și un emotiv, a investit în mine fără să mă cunoască, pentru că îi scrisesem o scrisoare în care îl rugam să mă scoată din învățământul mediu, din învățământul liceal, și să mă duc acolo unde simțeam eu că mi-este locul, să mă duc între scriitori. Și când s-a pus la Uniune problema să se înființeze o revistă pentru scriitorii tineri, care nu mai eram noi chiar așa de tineri, atunci m-a numit pe mine redactor șef. A fost un act de generozitate, aproape de nebunie, care pe mine m-a luat prin surprindere. Eu visam să ajung corector la o revistă. Bine că n-am ajuns corector, pentru că corectez foarte prost. Pe urmă am ținut eu revista în viață, încăpățânându-mă, și erau condiții foarte grele după 90.
nu mai era cine să o finanțeze și am făcut toate, cum să spun, acrobațiile cu putință, numai să țin dragul, minunatul meu apostrof în viață. Clujul este un centru de cultură foarte puternic. Sigur, are un avantaj pentru asta și anume are Universitatea Babeș-Bolyai, care este o universitate uriașă de foarte bună valoare, care adună foarte multe cadre didactice pe toate domeniile și sunt mulți oameni foarte performanți la universitate. Pe lângă universitate există apoi revistele ale Uniunii Scriitorilor sau ale Consiliului Județean, există Teatru Național, există opera, există Teatru Maghiar, există Opera Maghiară. Nu numai că se poate face cultură și la Cluj, dar la Cluj se face cultură foarte serioasă. Clujul are personalități în toate domeniile de cultură de rang național. Marta Petreu este o egocentrică prin natură, de o trufie ce se cuvine înțeleasă mai ales ca o lipsă de menajamente față de sine, spune Nicolae Manolescu despre scriitoare. Deși pasiunea principală a Martei Petreu este poezia, nu trebuie să uităm nici latura de filozofă a autoarei. Ea dedică nenumărate ore de studiu cercetării istoriei filozofiei românești. Este unul dintre specialiștii cei mai calificați în problematica tinerei generații a anilor 30. Un trecut de ochiat sau schimbarea la fața României este o carte masivă despre Cioran, o apariție de referință cu studii curajoase din acele vremuri. Ionescu în țara tatălui, un alt volum în care apare un strălucit studiu de caz realizat cu rigoarea și subtilitatea care fac din autoare unul din cei mai avizați exegeți ai ilustrei și controversate generații a lui Eugen Ionescu. După ce intri cu adevărat în culisele culturii românești, nu numai ale literaturii, ale culturii românești, în special ale culturii scrise, pentru că asta e specialitatea mea, deci după ce citești literatură, filozofie, sociologie. După aceea îți dai seama că această cultură românească, deși cristalizată târziu, nu? Mai evident de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, această cultură românească pe care o disprețuim, o zeflemisim, e în realitate o cultură foarte frumoasă, organică, în care tot felul de leitmotive comunică subteran și o cultură foarte interesantă, valoroasă și încă insuficient studiată. Categoric, dacă n-ar fi fost nenorocirea comunistă, această cultură ar avea acum o mai bună conștiință de sine, pentru că ar fi fost mai bine studiată și deci pusă în istorie, în dicționare și așa mai departe. Și atunci instrumentele astea de lucru și cercetările te ajută să ai o conștiință de sine mai exactă, mai lucidă și cred că am fi avut o mai bună, deci dacă n-ar fi fost comunism, am fi avut o mai bună conștiință de noi înșine privitoare la cultura românească. Marta Petreu e un cercetător foarte serios pe probleme de, să zicem, studii culturale românești, cu câteva chestiuni chiar de pionierat în ceea ce privește cercetarea lui Cioran, Eugen Ionescu. Marta Petreu este, și cred că aceasta e calitatea cea mai importantă, dacă se poate face o ierarhie a Martei Petreu. Marta Petreu este o poetă remarcabilă. Una din cele mai importante poete din literatura română postbelică, are o unicitate a vocii care o plasează în locul pe care l-am desemnat. Și aici sigur ar fi niște argumente, să zic așa, tehnice, poate prea tehnice pentru privitorul acestei emisiuni. Aș încerca totuși niște lucruri de ordin mai general. Întâi de toate, Marta Petreu lucrează cu teme de mare
profunzime umenească și întâi de toate le verifică autenticitatea și adâncimea existențială asupra propriei interiorități. E o poetă despre care s-a spus de la debut, debutul ei a avut loc în 1981 până la volumul ultim din 2006, că face disecție, că face vivisecții și că materialul cu care lucrează este chiar ea însăși. Acum trebuie să spun un lucru trist și urât, ceva care seamănă mai degrabă cu o sentință penală. Marta Petreu este o mare poetă. O spun asta cu toată convingerea, deși, cum am mai spus, când cineva îți spune că ești mare, trebuie să te gândești neapărat că i-ai făcut ceva rău sau că vrea să-ți plătească o poliță. Nu este cazul aici. Ceea ce îmi place mie cel mai mult la poezia ei, pentru că din toți poeții pe care îi citești, te atrage în toți câte ceva. Ceva care îți spune ție un lucru aparte. Este, ca să zic așa, relația ei cu poezia și relația ei cu transcendența. Relația cu poezia este una de interioritate. Poezia este în ea și ea este în poezie. Nu sunt două entități diferite. Asta se spune cu un loc comun, că scrie cu sânge, că scrie cu propria ei, cu propria ei viață. Marta Petreu are un culoar în poezie foarte special, foarte mult al ei, și un culoar care face parte, să spunem, dintr-o paradigmă poetică transilvană, pentru că se pot despărți două ape între o poezie, să spunem, dincolo de munți, care se joacă foarte mult cu cuvintele și este extrem de spectaculoasă din punctul ăsta de vedere și care are, sigur, și adâncimile ei, și o poezie de dincoace de munți, o poezie transilvaniană, pentru care numele fundamentale sunt Marta Petreu și Ion Mureșan, care mizează foarte mult pe viziune, care mizează foarte mult pe tragic, care mizează foarte mult pe categorii foarte adânci ale construcției poetice, ale constructului poetic, ca să spunem așa. Una dintre descoperirile importante ale vieții mele a fost aceea că a munci e o plăcere. Mie îmi place să muncesc. Și sunt fericită când muncesc ceea ce îmi place. Sigur că nu fac numai munci care îmi plac, fac și munci care nu-mi plac. Muncesc într-adevăr foarte mult. Cred că sentimentul de vinovăție pe care l-am vine chiar din starea de voluptate și de satisfacție, din bucuriile pe care le am de pe urma muncii mele. Eu am bucurii în timp ce foarte mulți oameni din jur, nu avem decât să ieșim pe stradă și să filmăm pe stradă, o duc prost, sunt foarte necăjiți, sunt foarte săraci, n-au loc de muncă sau au un loc de muncă îngrozitor și așa mai departe. Adică e un sentiment complex, e un nod aici. Când spui Marta Petreu, spui poezie, pentru că aceasta este marea evocație. De la debutul din 1981 până astăzi, cărțile poetei au fost primite cu aprecieri superlative din partea criticii și au beneficiat de premii multiple atât naționale cât și internaționale. Cel mai recent volum al poetei, Scara lui Iacob, este o carte simptomatică în care se adună toate caracteristicile poeziei Martei Petreu. O poezie de un dramatism și o forță copleșitoare, teribilă în foarte multe aspecte ale ei. Este în continuare profesoară la Catedra de Istorie a Filozofiei a Facultății de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Latura pedagogică, după cum ea însuși mărturisește, pe vremuri alături de elevi, acum alături de studenți și doctoranți, este o parte importantă a vieții ei. Am fost 10 ani profesoară la Racoviță, mi-am iubit elevii și ei m-au iubit. M-au scaldat într-o
enormă iubire, cum n-am mai avut parte niciodată și cum nu voi mai avea parte niciodată. Au fost clase minunate și m-am simțit foarte bine. Pentru că însă erau foarte multe ore și pentru că sistemul ca atare era foarte greu de dus și pentru că eu voiam să scriu, am ieșit din învățământul mediu. Ei, vreau să vă spun că în anii, 2 ani de zile n-am fost în învățământ, în 90-91, 91-92. Acum, în 15 septembrie, deci când începea școala, eu intram într-o stare de panică și de depresie, pentru că vedeam că toată lumea se duce la școală, numai eu nu mă duc. Mi-am dat seama că învățământul pentru mine nu este numai o meserie din care îmi câștig banii ca să trăiesc, ci pentru mine să predau e o necesitate. Și atunci m-am îndreptat spre universitate și sunt într-adevăr acum la universitate, la filozofie. Și îmi place să predau. Transilvania toată este o provincie pedagogică. Transilvanenii au o vocație pedagogică. Îmi place să cred că aș avea-o și eu. Învățăcei în momentul de față am. Pentru că am studenți foarte buni care își termină studiile cu mine și fac lucrarea de licență cu mine. Am doctoranzi care sunt foarte interesanți și vin cu propuneri foarte interesante de teze și fac cercetări foarte interesante. Deci din acest punct de vedere, fără să mă simt, cum să spun, perfect împlinită, dar mă simt bine, mă simt oarecum în limitele normalului confortabil. Marta Petreu este un om de cultură aflat în topul literaturii române contemporane. Poezia ei este o poezie a intelectului, bine conturată în jurul personalității sale. Cea mai autentică și intens personală scriitoare din literatura noastră contemporană are succes atât în rândul criticilor, cât și la publicul larg. Volumele ei au fost și sunt foarte bine primite de cititori. Lucrează în prezent la 2 studii, unul despre Mihail Sebastian și unul aproape finalizat despre Emil Cioran. Energică și cu o poftă de lucru inepuizabilă, Marta Petreu scrie, citește, cercetează, conduce revista Apostrof, inițiază proiecte culturale, editează cărți și își îndrumă studenții. Toate acestea le face cu profesionalism, dăruire și exigență. Circuitul apei în natură. El tace. El știe să tacă. El mă privește ca pe o picătură de apă bombată pe mâna lui stângă. El știe. El știe precis ce mă așteaptă. El știe ce luptă pe viață și moarte se dă înăuntru. El știe că celulele mele se înfulecă lacom una pe alta. El tace. El nimica nu face. Destinul m-a prins ca pe un pește în plasă. Stau sub soartă ca întinderea pustie de ape sub cerul de piatră. Și-a fost dimineață și seară. Și-a fost ziua din tâi. Dar el știe că în mine e ziua a 8-a și că nu mai există iubire. Și eu știu că iubire nu este. E bine. Nimic de nimic nu mă leagă. Eu și cu mine stăm față în față cu mutul. Numai un zgomot negru de aripi îmi bate în timpane. Poate sunt păsări, îmi spun, poate sunt îngeri, poate e cordul meu ce se smulge din ghemul de vene. El tace, el știe, el nu mă iubește. Nici eu nu sunt unită cu el prin iubire, ci printr-o furie pură, în clocot. El tace, el este înalt. El surâde. El are o față ca partea ascunsă a lumii. El se uită la mine ca la o picătură de apă. Dar ce mai este astăzi o picătură de apă? De sânge? Ce este
o ființă umană. Și ce este aceea iubire? El tace, el știe să tacă, el se uită la mine ca la o picătură de apă intrată în circuitul naturii.